Profeția lui Ieremia s-a împlinit în vremea aceea. Glas în Rama s-a auzit, plângere și tânguire multă. Rahila își plânge pe copiii săi și nu vrea să se mângâie pentru că nu mai sunt. De fiecare dată când sărbătorim nașterea Domnului, ne aducem aminte și de uciderea pruncilor din Betleem, de 2 ani și mai jos, din porunca regelui Irod. Regele Irod a dat această poruncă după ce s-a mâniat pe cei 3 magi care nu au mai trecut pe la el, ci s-au întors în țara lor pe o altă cale. Datorită faptului că mândria și mânia îl cuprinsese pe Irod, a dat această poruncă necruțătoare de a-i ucide pe toți pruncii cu gândul de a-l ucide și pe noul împărat, pe Hristos, pruncul dumnezeiesc. Dar Dumnezeu Tatăl l-a ocrotit pe Fiul Său cel iubit, pentru că Iosif și Maria au luat pe pruncul Iisus și au plecat în Egipt ca să se împlinească o altă profeție vechi testamentară, o altă profeție mesianică care zice: din Egipt am chemat pe fiul meu. Sigur, nu trebuie să umbrim bucuria Crăciunului cu această ucidere a pruncilor, dar trebuie să ne aducem aminte de toate evenimentele care s-au derulat în vremea aceea, în Iudeia, în Betleem, în Țara Sfântă. Nu putem despărți bucuria nașterii Mântuitorului Iisus Hristos de durerea mamelor care își plângeau copiii în vremea aceea. Dar nici Maica Domnului nu a fost scutită de durere. Chiar dacă durerea Maicii Domnului a culminat pe Golgota, și la nașterea Domnului, Maica Domnului s-a întristat, deoarece nu i-a putut oferi fiului său iubit un loc mai bun. Oamenii din vremea aceea și din vremea aceasta au avut și au alte priorități. Nu l-au primit în casele lor pe pruncul Iisus, nu au primit-o pe Maica Domnului ca să-l nască pe Mesia. De aceea și Maica Domnului a fost tristă la nașterea pruncului Iisus. A fost nevoită la scurt timp, împreună cu logodnicul său Iosif, să plece în Egipt. Și iată cum de la început s-au împlinit cuvintele profetice a lui Simeon, dreptul Simeon, care l-a întâmpinat pe pruncul Iisus și pe Maica Domnului în templu la 40 de zile, așa cum prevedea legea Vechiului Testament. Prin sufletul tău va trece sabie, îi spunea dreptul Simeon Maicii Domnului. Sabia durerii a trecut prin sufletul Maicii Domnului de la început, de când s-a născut Iisus, și bineînțeles, această durere a culminat pe Golgota când l-a văzut răstignit pe fiul său între 2 tâlhari. În a 3-a zi de Crăciun, noi îl pomenim și pe întâiul martir, întâiul mucenic, Sfântul Arhidiacon Ștefan, care de asemenea, mărturisindu-l pe Iisus Hristos în fața fariseilor și cărturarilor, a plătit cu prețul vieții, dar s-a rugat, ca și Mântuitorul pe cruce, s-a rugat pentru cei care îl omorau cu pietre, zicând: Părinte,
Doamne, nu le socoti lor păcatul acesta. Vedem așadar că praznicul Crăciunului este un praznic al bucuriei duhovnicești, pentru că ni s-a născut un Mântuitor, pentru că în sfârșit Dumnezeu a trimis în lume un răscumpărător. Dar praznicul Crăciunului are și o umbră de tristețe, pentru că oamenii nu au înțeles întru totul voia lui Dumnezeu, nu au înțeles planul lui Dumnezeu și, bineînțeles, au răstălmăcit cuvintele dumnezeiești și din mânie, din mândrie și având sufletul împilat cu multe patimi și păcate, oamenii în general, Irod, fariseii, cărturarii și alții asemenea lor, au fost împotriva lui Dumnezeu, împotriva voinței divine. Totuși, praznicul Crăciunului este un praznic al bucuriei sfinte. Trăim în aceste zile bucuria sfântă a Crăciunului. Moș Crăciun, adevăratul Moș Crăciun, iarăși ne-a cercetat pe noi oamenii. Dumnezeu Tatăl, adevăratul Moș Crăciun, iarăși pentru noi și a noastră mântuire, l-a trimis la plinirea vremii pe unicul său fiu în lume, să se nască, să crească și să ne mântuiască. Dorim tuturor ascultătorilor și tuturor celor care ne urmăresc în aceste zile ale praznicului nașterii Domnului multă sănătate, bucurie, putere, răbdare și întru toate bună sporire, iar nașterea lui Hristos să ne aducă în inimă, în minte și în suflet lumină din lumina nașterii Fiului lui Dumnezeu. Pentru că steaua de la Betleem i-a călăuzit pe magi, acea stea luminoasă să ne călăuzească și pe noi, ca în toată vremea și în tot ceasul să ne putem închina Mântuitorului Iisus Hristos și să rămânem până la sfârșitul vieții mărturisitori ai Domnului, martori împreună cu păstorii, cu magii și cu îngerii, martori ai singurului eveniment nou petrecut sub soare, nașterea lui Mesia, nașterea Fiului lui Dumnezeu. Și cu toții în aceste zile să colindăm, să ne bucurăm, dar în același timp să ne gândim și la tristețea celor care în vremea aceea au pătimit pentru Hristos și s-au întristat la nașterea lui Hristos. Dar noi, luând modelul magilor, păstorilor și îngerilor, să colindăm mai ales în inimile noastre și să spunem slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Crăciun binecuvântat tuturor și un an nou fericit cu bucurii și împliniri. Crăciun binecuvântat și la mulți ani!